vedeți lucrările astea față de alt artiști care unele conțin și o doză de horror sau o doză de grotesc sau de realitate transpusă așa cum este ea, la Cristina Tămaș această realitate este metamorfozată în zahăr candel, dacă vreți. Este ușor de suportat pentru oricine să privească, chiar și pentru un copil de grădință, dar și pentru un om în vigoarea vârstei sau pentru un om foarte în vârstă. De exemplu, este acolo un portret, da, este un portret unde singurul lucru colorat sunt buze. Și ne duce imediat cu gândul la ceea ce ar fi dorit artista să ne exprime acolo. Alături avem o tentă de culoare oranj, lângă un portret, cu părul răvășit, da? Deci acolo undeva a dorit ea să pună un accent. Probabil portretul cade undeva pe plan secundar. În schimb, la celălalt, buzele sunt exact centrul atenției. Atenție și cum sunt compuse pagina, fix de centru de greutate. Puteți să vă uitați la ele, sunt frumoase. Va vorbi în continuare colegul meu, Ovidiu Marian. Reați-vă neapărat să mă vorbească și el. Mulțumesc. Am ținut foarte mult să spun și o prea cuvinte și aș începe prin a vă mulțumesc că oprimite este o mulțime de timp, de ani de zile. Și în prima secundă când am cunoscut-o, am sesizat bucuria ei de a trăi, umorul și pasiunea cu care se implică în proiecte. Și peste ani, întâlnindu-mă acum, nu m-am văzut de o mulțime de timp, am reîntâlnit în această expoziție picturi minunate care exact lucrul ăsta îl evidențiază. O bucurie de a trăi, pasiunea și implicarea în proiecte frumoase. Felicitări! Am de spus. Și vă mulțumesc enorm că ați venit. Sunt foarte fericită.